Bună ziua și bun găsit, stimați prieteni ai sportului. Avem privilegiul astăzi ca în cadrul clubului nou, club pentru Talida Tolnai, să o avem aici la noi, acasă, cum s-ar spune, punând numărul pentru ediția următoare a campionatului la calificarea în Liga Campionilor. Pentru că o capitală de stat european trebuie să aibă și o campioană europeană. Bun venit din toată inima, Talida! Bine m-am găsit! Am încercat să deșifrăm pentru ascultătorii noștri, dar și din curiozitate profesională, cum s-ar traduce pe numele tău, că ești ca o zeiță. Ei, fetișcană, drăgălașă, așa că, indiferent care este vârsta, femeile sunt frumoase, oricând mai ales româncele. Așa este. Cu ce gânduri aici pentru o sportivă care de atâtea ori ne-a ridicat în picioare, trăind la cote maxime partidele de handbal în poartă, acolo unde se opresc toate acțiunile și acolo unde apare ori îngerul păzitor, ori unul romantic peste lângă care trec ligile fără nicio problemă. Convine să dau tot ce mai bun și să pot să ajut echipa de la CSM București. Sper din toată inima, în primul rând, să fiu sănătoasă, să pot să fiu de folos și să fiu un suport cât mai potrivit pentru toate colegele mele și pentru antrenor de ce. Se spune și pe bună dreptate că valoarea unei echipe este dată în mare, să zicem așa, într-un mare procent în valorii jucătoarelor care compun echipa respectivă. Dar când este vorba de victoria într-o partidă de handbal, feminin sau masculin, dar îndeosebi feminin, apare acel înger păzitor, portarul, care semnează victoria, este a echipei, la care mi-am adus și eu, cum modestă spuneai, contribuția. Așa este, într-adevăr. În mare parte, 50% îi aparține portarul. Ceea ce trece de apărare, trebuie să salveze ea. Nu e o meserie foarte ușoară, pentru că e chiar greu să stai în spate și să fii 100% concentrat pe toate nicile care urmează să treacă de apărare din fața ta. În foarte multe faze fierbinți de joc, portarul este cel care dă pasul asist. Tu ești cea care trimiți rapid mingea la pivot sau la extremă sau la unite și se înscrie jocul. Dar jumătatea este a tău să recunoaște pentru că ai trimis mingea acolo unde trebuia. Da, așa este. E minunat când poți să te înțelegi foarte bine cu jucătoare care sunt pe contraatac, care sunt pe vârf de contraatac și să le pui într-un moment în care se înscrie cel mai ușor un gol. Dar, într-adevăr, și jucătoarele au meritul lor și portala lor. Exact, la fotbal portarul este cel care iese cu cel puțin o jumătate de oră, o oră înaintea partidei să se încălzească, să se antreneze. La tine, cum te-am văzut de multe ori devansând colegele în încălzire și mai este o chestiune. Multe portarițe spun că de-abia așteaptă să scape de perioada de încălzire când aruncă la poartă colegele pentru că și aici se pot produce accidente nedorite. Știu ce înseamnă, că am multe mingi în față și multe mingi, da, asta e, până la urmă, e sacrificiul pe care îl faci pentru echipa ta și nu mai contează. Când, mai ales când ești în joc și e o minge în față, nu te gândești decât să ai salvat-o. Dacă ai intrat în poartă, te oftiști, dar dacă ai salvat-o, atunci te bucur că ai salvat o minge care putea să costi o medalie sau știu ce alte lucruri. Exact, așa este. Ești o jucătoare cu mare experiență și cu multe aplauze pentru intervențiile tale deosebite. Talina, aș vrea să te întreb, jocul este colectiv al echipei. Simți pulsul jucătoarelor, mai ales pe semicerc, acolo unde se predau în direct lecții de karate, de judo și alte strângeri și nu știu cum. Ce le-ai sfătuit pe cele care vor apăra poarta, să spunem, mai departe, a naționale, pentru că vine o vârstă la care trebuie să cedeți locul unei tineri. Ce le-ai sfătuit pe portărițe în mod deosebit? Să ai încredere în ele și indiferent de ce vor întâmpina într-un meci, să nu-și pierdă încrederea în ele. Pentru că, într-adevăr, totul merge de la portare. Jucătoarele, în general, dacă vede că nu reușesc să facă o fază de atac cum trebuie, sau în apărare, dacă nu se apără, primul lucru care fac, se întorc la portar să vadă ce a făcut portarul. Și se bucură și le crește tensiunea atunci când vede, înspre bine mă refer, când vede că apără portarul și le ajută. Și faptul că reacționezi într-un mod plăcut, adică te bucuri, îți arăți bucuria aceea, le dai energie și altfel salte și ele pe cele. Dar dacă stai posomorât și abătut că n-am apărat mingea asta, n-am luat rol de acolo. Nu, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Trebuie să treci peste. Am fost și la rândul meu învățat de antrenori. Și mi s-a transmis de atâtea ori. Nu te mai gândi la golul pe care l-ai luat. Gândește la ceea ce urmează. Uită-l pe acela. Și asta ca o să faci și să ajungi pe celălalt din jurul meu.
Mai este o chestiune care este inconfundabilă în sfatul pe care îl dai tinerii generații, să aibă curajul de a ține închisă poarta și pe laterale, pentru că, într-adevăr, mingile de pe extreme sunt foarte dureroase uneori. Așa este. Este un unghi destul de închis, să zicem așa, unde șuturile vin și la, mai ales în mare parte, în marea majoritate a jucătoarelor, dau la nivelul capului. Și acolo, mare parte, eu știu cum e, că mai dat, e minge în față, dar mie mi s-a întâmplat chiar și meciul cu Danemarca în 2010, când antrenorul chiar a pus-o pe una dintre jucătoare să vin să-mi dea față. Da, dar n-a știut cât prin asta mă mobilizează și mai tare. Și am zis, nu, mă ridic și merg mai departe. Da, trebuie să ai un curaj extraordinar, ca și la micile care ricoșează de pe semicerc, da. Să fii ca o panteră, exact. Ca o pisică, nu se reculeze rapid balon, exact. Pentru că jucătoarele de pe semicerc sunt deja la o altă tensiune, ca să zic așa. Atunci portărița aia, cea care are valoare deosebită, se duce și ia mingea, aruncă, cum spuneam, și iau 56 din gol, chiar dacă la marcatoare sunt... Pentru mine personal nu asta e important. Important e să-mi ajute echipa, în sensul să le pun pe ele în valoare și dacă le pun pe ele în valoare, atunci ne crește valoarea echipei și asta e cel mai important. Am văzut de altfel că colegele din echipă vin întotdeauna și îmbrățișează portarul. Problema că le încurajează pe portar, deci portarul ar trebui să le încurajeze pe ele. Așa este, ne încurajăm una pe alte, așa. Așa este. Se spune că un portar foarte bun aduce echipa spre victorie, îndeosebi spre finalul partidei. Noi româncele, avem o problemă cu finalul de partidă și greutate tot pe umerii voștri ai portarilor. Așa este. De multe ori ne gândim ce am putea să facem în plus de ceea ce cunoaștem ca să fie bine pentru echipă. De multe ori foarte greu. Eu chiar am trăit de foarte multe ori lucrul ăsta pe pielea mea și... cauți cele mai bune soluții. Te gândești, uite, face aia, jucătoarea asta, face asta, dar hai să încerc să fac altceva, să mai schimb, nu știu, sari, te lași. Cauți fel și fel de soluții numai ca să știi că poți să salvezi echipa sau poți să aduci echipa să fie bine în momentul respectiv. Așa e. Aici o să vezi un lucru deosebit la Clubul Sportiv Municipal din București. La meciuri vin foarte mulți oameni, dar însoțiți de copii. De la vârstă de 2-3 ani am văzut în tribună, până la cele care sunt deja handbaliste, cu mari pretenții, în centrele de copii și juniori, cum vezi. Aia este neîntâmplător, te-am adus aici ca să vezi că ai de predat ștafeta. Și ce ar fi pentru ele? Când a fost Vastergaard la noi aici în București, a fost o lecție model, un antrenor internațional, cei mici erau cu ochii, a fost Vastergaard, antrenorul de la Ultim, care a făcut adres. Contează mult, e nevoie de modele. Este, într-adevăr, contează foarte mult. În primul rând că cei tineri, chiar și nepoata mea, care are 9 ani, îmi spunea... Mulți înainte, cu sănătate. Îmi spunea în continuu, zice, tu și nu vrei să vii tu ca și profesor la mine la școală, că vreau să fiu și eu ca tine. Și mai am mulți alți copii care se bucură foarte și frumos. Vor să facă, da. Da, copiii este bine pentru că îi ferim într-un fel și de excesul de calculatoare și de alte, să zic, atracții cu ghilimele și vin aici la mișcare, mișcarea înseamnă să foarte important, pentru că știu ce înseamnă și eu de mic am mers și jucam frumă pe curtea și cum făceam orice, las la mișcare. E chiar am vrut să te întreb de unde e așa, pentru că nu poate, Tarina, nu ne-au de nimeni. Trebuie să fii puțin romantic. Trebuie să fie bun, ca să stai la bătaia migilor, să fugi de ele, să stai dreptul lor. Da. Chiar am un prieten care mi-a spus lucrul ăsta. Îmi amintesc imaginea aceea extraordinară al Cornel Penu când a câștigat în Mondialul cu Germania, când nemții au ratat un contraatac și a avut mâna aceea extraordinară care a pus mâna pe trofeu mondial. Așa că portarii, eu zic că merită un respect deosebit și publicul are un rol. Ai simțit vreodată ostilitatea publicului ca și eleganța lui de partea celălaltă? Eu, sincer să spun, publicul are o mare măsură în a ajuta sportivul, pentru că în momentul în care tu vezi că cei din sală sunt alături de tine și te susțin, și acum când vorbesc simt așa că mi se ridică părul pe mâini, în sensul că e ceva minunat, deci e alături de jucător care contează foarte mult. Adică se vede că nu ești singur în lupta pe care urmează să o duci pe teren. Așa este, cu echipele te scuze, dar publicul te iartă. E total diferită. Publicul a fost întotdeauna împreună cu noi, cu voi, da? Și asta dă, exact cum foarte bine spuneai, cu modestie, dar și cu eleganță, publicul este alături de jucători. Așa este. Eu cel puțin l-am retrăit de enorm și la Ultim și la Zalău și pe unde am fost, chiar am simțit cu adevărat, publicul înseamnă foarte mult.
Mai ales că sunt susținători care iubesc foarte mult handbalul și noi, jucătoarele, căutăm întotdeauna să dăm tot ce mai bun ca să nu-i dezamăgim. Și ei chiar ne-au înțeles de foarte multe ori când poate am mai ratat, poate am mai... n-am ajuns atât de sus cât ne-am dorit și cât ne-am propus. Dar totuși sunt alături de noi și ne susțin în continuare și pe care astea vreau să-și mulțumesc. Talina, am o întrebare, hai să spunem delicată. reușești să te autoevaluezi așa și să zici, noi în meciul de astăzi nu sunt în formă, mai bine să las locul colegii. Sau în nicio fază nu seamănă una cu alta și totul trebuie, nu, trebuie să parezi următoarea lovitură. Sunt și momente în care, dacă, de exemplu, se începe cu mine și simt că nu sunt în mână sau simt că stau și văd că nu sunt în mână, da, îmi place să vorbesc cu colega mea, să avem privirile, atențiunea la alta, să ne înțelegem foarte bine și să ne completăm. Sunt zile și zile, așa este. Nu întotdeauna poți să fii la nivelul cel mai înalt. Se mai întâmplă să nu te simți bine, să vină ceva din interior, nu că nu-l dorești tu, că îți dorești foarte mult să ajungi la care. Mie mi s-a întâmplat de ei, nu așa. Vroiam, dar nu se lipea nicio minge de nici. Am zis, decât să tot continui așa, mai bine, te rog frumos, intră tu și ia apărat și asta era foarte bine, ne completam. Și asta e foarte important. Cu siguranță. Alina, vorbam de cel de-a luptul la jucătorul al echipei, publicul. Ei bine, ai un gând să transmiți publicului București. Contează să fim echipă. Că până la urmă portarul poate să-și facă treaba, dar dacă jucătoarele nu sunt într-o stare foarte bună, după aia nu se vede, oricum nu se mai vede lucrul pe care l-a făcut portar. Deci important e să fim echipă și să luptăm până la final. Și dacă vom lupta până la final, să-l vedea și lucrul extremelor și lucrul pivoților la fiecare parte. Cu așa portăriță în poartă, mergem departe.